Bună, dragii mei, și bine ați venit la Memory Flow, unde discutăm despre parfumerie și colecționare de parfumuri. Astăzi ne întoarcem la Guirlain pentru Hermès și vorbim despre echipaj. Este vorba despre același colet de pe esențe de lux, din care am avut și Eau d'Hermès, iar aici am acest echipaj, tot în varianta sa, tester de parfum. O să pun și prețurile pe video și hai să vedem. Deci Echipaj este un parfum făcut de Guirlain în 1970. Este special din două motive pentru mine. Unu, pentru că este primul, dar absolut primul parfum masculin de la casa Hermès, și doi, faptul că este făcut de Guirlain, un parfumer despre care eu am aflat destul de curând, adică am început cumva așa să-l explorez, să văd ce se întâmplă mai înainte, mai înapoi cu el, și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și ăsta, după batch code pe care o să-l caut, wow, 2016, asta este o sticlă din 2016, ok. Nu e nimic important aici, nu cred că e relevant, dar cum e descris acest echipaj de Hermès, bineînțeles denumirea, un alt parfum de călărie, am observat chestia asta pe interiorul etichetei, e o chestie foarte drăguță acolo. Acolo avem un nene care se urcă pe un cal. Așa. La Eau d'Hermès am avut un nene poșetier. Echipaj, un alt parfum despre călărie, despre Hermès, este o casă care s-a înființat ca producători de echipamente de călărie, șei, cum se cheamă, și așa mai departe. Bun, este un parfum, cum am spus, de călărie, un fujer aromatic, la asta mă aștept. Nu știu nimic mai mult, este un blind absolut, așa că hai să îi vedem ce e cu el. Oh no, vai ce fain e, ok. Ăsta este atât de ascuțit ca deschidere, e mama astringenței acest parfum. Are niște chestii foarte, vreau să zic, salvie. Cred că salvia e cea care e foarte pungentă, ceva foarte mentolat la început. O să ne uităm și pe note, o să facem de toate, dar deocamdată vreau să încep să fac un pic de sens în ce se întâmplă aici. Dar e foarte astringent, e foarte revigorant. Este una dintre cele mai fresh deschideri la astfel de parfumuri din categoria asta pe care am întâlnit-o. Și îl rivalizează pe Jules la prospețime aromatică. Dar se domolește foarte, foarte repede. Doamne, ce vine după. După vine o garoafă amăruie. E extraordinar de frumos și da, e unic. Mă temeam inutil să nu fie prea, pentru că categoria de fujer aromatic mie mi este ultra super supra-saturată, și mă temeam să nu se suprapună cu toate lucrurile astea, dar nu se suprapune, e destul de unic în povestea lui, cel puțin acum în stadiul în care este. Pentru că ce ai toată familia asta de fujer aromatic, ai de la Caron Yatagan la Jules, la Derby, la, nu știu, până și la Memoir Man, cred că poți să ajungi, mai mult sau mai puțin. Este o categorie foarte, foarte saturată, știi, mai ales pentru bărbați, mai ales când vorbim de parfumuri masculine. E cam se repetă o poveste. Categoria de fujer pentru mine a ajuns să fie dintr-o preferată în ceva mai mult decât plictisitoare. Se cam bate apa în pio pe aceeași chestie, punem niște zone verzi aromatice pe niște ambre, pe niște, mai băgăm puțin fum, puțin piele, nu e deloc rău, să ne înțelegem, am atâtea în categoria asta, însă zic că am repetă povestea. Aici, pe lângă povestea care se repetă, pentru că în momentul de față văd că e periculos de aproape de Derby,
care mie îmi place extraordinar de mult, vine cu o unicitate a lui foarte, foarte faină, dar e o garoafă. În principiu e o garoafă destul de condimentată. La fel, vreau să spun că se întâmplă niște chestii foarte culinare aici. Ceva ce poate fi mâncat. Hai să ne uităm pe note, care sunt, bineînțeles, cearșaf. Lemn, cum se cheamă asta? Rosewood. N-am idee de traducerea lui. Este rosewood, n-are legătură cu trandafirul. E o esență de lemn anume. Rosewood brazilian. Asta, Salvia sclarea, care este clary sage, e diferită față de salvia normală, nucșoară, nu, floare de nucșoară, ok, dacă aș ști cum miroase, aldehide, nu știu ce să spun despre aldehide, eu n-am simțit nimic foarte aldehidos, deși la început chestia aia era foarte aspră, foarte astringentă, nici foarte săpuniu, Acum că stau și mă gândesc că am citit asta, știi cum e, întotdeauna după ce citești notele încep să te duci, că se deschid anumite portițe în creier pentru treaba asta. Portocală tarhon, ăsta e. Tarhon. E foarte tarhon. E foarte mult tarhon aici. Și încă o chestie e măghiran, care măghiranul este tot un condiment din familia oregano. Măghiranul. Eu nu sunt familiar cu măghiranul, dar sunt familiar cu tarhonul, de la borș, de la borșuri. Și da, e destul de mult tarhon aici. După care avem garoafă, cetină de pin, scorțișoară, acordul lui Ghirobert de lăcrămioară, Lily of the Valley, vetiver, patchouli, bobetonca, mosc, vanilie și ambră este formula. Cred că am sărit peste ceva. Da, iasomie, isop, care este o chestie din familia mentei, și liatris, care este o altă plantă, o buruiană dintre asta, din zona, seamănă cu un cimbru, dar nu știu cum miroase, pentru că n-am idee, nici isopul, habar n-am cum miroase, nu știu, nu vă pot spune, pentru că nu le-am mirosit. Per total, are o complexitate și parfumul ăsta extraordinar de mare. Este un fujer aromatic care promite mult, mult, mult mai mult de atât. Din nou, este făcut după formula clasică de masculin, menită să împrospăteze, să fie foarte sportiv, atletic, dar pare, are ceva foarte elegant parfumul ăsta în el. Condimentele acelea întotdeauna dau o eleganță aparte și garoafa aceea este atât de frumos. Garoafa, pentru cei care nu știu cum miroase garoafa în parfumerie, este un miros, nu este un miros floral, este un miros lemnos condimentat. Asta este garoafa. De aceea garoafa e foarte, se folosește foarte mult în parfumurile masculine, da? Sau mai masculine, nu știu cum să le spun. Acum, acest echipaj nu este foarte, foarte greu în partea de oak moss, dar este destul, suficient de pământiu, și este, în esență, într-adevăr, a fost descris corect. Este un lemnos condimentat mai bine decât un lemnos aromatic. Chiar dacă aromaticele acelea sunt foarte puternice în descriere, mai departe devine un lemnos foarte interesant. Mie, în momentul de față, îmi dă senzația de flori de câmp. Îmi dă senzația de flori de câmp uscate, foarte, foarte fain. Și da, este din familia, este verișor cu Jiki. Cu Jules, este și cu Derby, însă nu are aspectul acela pielos atât de bine relevat. Dar este de o eleganță foarte faină acest echipaj. Mi se pare că este un parfum care ar putea fi foarte, foarte elegant. Îl recomand deocamdată dacă vreți să simțiți acest tarhon, foarte interesant. Îl recomand pentru această garoafă condimentată foarte, foarte elegantă, și pentru un parfum care are toate șansele să fie
și elegant, dar și sportiv, cumva, pentru că are senzația asta de... este un parfum foarte optimist, la fel cum este și Jules, la fel cum este și Derby. Bun! Astea au fost primele mele impresii despre Echipaj, un parfum din 1970 al lui Guy Robert. Bineînțeles, varianta reinterpretată, reeditată, re, cine știe, că nu este în niciun caz parfumul vechi, vintage. Dacă cunoașteți acest Echipaj de la Hermès, vă rog să-mi spuneți părerile voastre, pentru că sunt foarte, foarte curios cum se prezintă în... hive mind-ul public acest parfum, pentru că nu știu absolut nimic despre el. De asemenea, spuneți-mi părerile voastre în comentarii, întrebări, tot ce vă interesează acolo, pentru că îmi place să le citesc, îmi place să aflăm chestii noi și răspund la fiecare comentariu. De asemenea, dacă nu ați făcut încă acest lucru, vă invit să vă abonați canalului meu, pentru că mă ajută foarte mult, iar până data viitoare, nu uitați, parfumul creează amintiri și îmi doresc ca ale voastre să fie cele mai plăcute.